Atunci când într-un stat obligi pe un om să cumpere asigurarea, ceea ce nu știu cât este de corect, poate exista și alternativa. Ai atâția bani în bancă ca să dezdăunezi până oară echivalentul mașinii pe care tu o ai pe drum? Atunci nu-ți trebuie asigurare. În clipa în care tu vii și mă obligi pe mine să plătesc, eu trebuie să plătesc, nu, cum a spus distinsul coleg, nu să plătesc pentru că mă fac că plătesc, ci ca să pot să asigur că pe cel pe care îl tamponez, într-adevăr pot să-l dezdăunez. Dacă nu pot, aceea nu e asigurare, este un fals. Prin urmare, statul a creat o autoritate de control financiar tocmai ca să nu existe aceste situații. Controlul financiar în cazul de față al Euroinsulei a fost deficitar din prima clipă. Iată clienții mei. Partidul Umanist Social Liberal cere în integralitatea ei demisia conducerii ASF-ului. Pentru că nu au fost bani suficienți în timp să despăgubească pe cei care aveau nevoie de dezdăunare, iată clienții de care vorbeam. Pe de altă parte, a dus-o în timp foarte mult. Piața știa că nu se poate, ASF-ul n-a controlat, iar pe de altă parte, acum eu sunt pus în postura, sau unii dintre noi sunt puși în postura în care să pună mașina în garaj să nu poată plăti asigurarea. Păi pentru ce se plătește conducerea ASF-ului? Pentru ce există această instituție? Pentru ca noi să spunem că, iată, au făcut câte ceva, nu trebuia să facă total și să nu se ajungă aici. Pentru că instituția respectivă este o instituție tocmai de control, tocmai de prevenție, ca mie să nu mi se poată întâmpla așa ceva. Și atunci, în mod evident, trebuie să schimbăm mentalitatea. Aceea că atunci când lucrez cu banul public, este mult mai important, mai grav și mai responsabil decât dacă lucrezi cu banul tău sau cu un ban privat. Patronul te poate ierta. Tu poți să faci ce vrei. Dar în clipa în care lucrezi cu bani publici, atunci responsabilitatea este majoră. Și cu ce poți să plătești? Decât să mergi acasă că ai dovedit că ești incapabil. Nu poți să faci lucrurile acestea. Să vină cine poate. Din cauza aceasta am mers întotdeauna pe faptul că politica unui partid se face concret. Pentru mine, pentru tine, pentru cei de acasă, pentru cetățeanul acelei țări. În concret. Cu ce? Am ajuns aici? Bun, nu mai merg cu tine mai departe. Așadar, dă-ți demisia sau să existe autoritatea care i-a pus acolo, în virtutea conștiinței ei, să existe așadar un plan de demitere în bloc a conducerii ASF-ului.